Vladimir Putin, președintele Rusiei, a avut un discurs violent luni seara după ce a anunțat preluarea regiunilor Donetsk și Lugansk din estul Ucrainei. Cerem Kievului să înceteze imediat războiul, în caz contrar vor urma consecințe majore, a avertizat Putin. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să înceteze războiul în Donbas, avertizând că vor fi consecințe majore în caz contrar. El a făcut această declarație după ce a semnat decretul pentru recunoașterea republicilor separatiste. În legătură cu Donbasul, Kievul nu este interesat în rezolvarea pașnică și vrea blitzkrieg ca în 2015. Folosesc artilerie, ucid civili, își bat joc de bătrâni și copii. Nu se întrevede sfârșitul, iar așa numita lume civilizată se face că nu vede genocidul la adresa a 4 milioane de oameni, a spus Putin într-un lung discurs în care a criticat Ucraina. Oamenii doar luptă pentru tradiția și cultura lor. Nu se mai poate continua cu această tragedie. Se schimbă partide și deputați, dar nu discursul celor care au luat calea violenței și a războiului, a mai spus liderul de la Kremlin. Cer adoptarea și după aceea ratificarea acordului pentru parteneriat și prietenie cu cele două republici. Cerem Kievului să înceteze imediat războiul, în caz contrar vor urma consecințe majore, a adăugat el.